în adâncimea ei. Bine ați venit! Sunt emoționat. Lucru care categoric este firesc. Și încântat pe de altă parte de calitatea celor care își au luat din timpul lor liber ca să asiste la un debut. Despre ce este vorba? Această carte care o avem în fața domnilor voastre este prima pe care am scris-o în ideea de a lăsa ca un fel de testament literar fiicei și nepoatei mele, pentru că atunci când noi mai fi, cel puțin nepoata să știe cam de pe unde se trage neamul maică-sii și al meu. Ca atare am făcut lucrul ăsta pentru a mă descărca într-un fel de cele pe care în decursul vieții le-am adunat în suflet și minte și n-am avut inițial intenția ca această carte să vadă lumina tiparului, deci să fie răspândită, considerând-o de circuit intern, cu ghilimele de rigoare. Am mai săvârșit asemenea fapte, scriind pentru mine și comunicând într-un cerc restrâns de apropiați, până când la un moment dat cineva, și mă bucur că există aici și mă onorează, și îl dezvălui, domnul profesor Mircea Dragnea, mi-a spus să nu mai fiu un puturos și un ascuns, să am curaj să public. Și în felul ăsta am publicat primul meu volum cu denumirea Ca floarea câmpului, un roman social care privește soarta poporului român din timpul celui de-al doilea război mondial până în zilele noastre. Și acel roman, din toroșenia mea clasică, cum mă gratulează amicul Țuțu, că despre el este vorba, profesorul Mircea Dragnea, membru titular al unui scriitor din România, s-a ținut de capul meu să nu fie scurt. Mai fă, mai muncește. Și bine, împins de la spate, într-o lene ancestrală, a reușit să iasă acel roman, care a fost bine primit de presa de specialitate. La ce mă refer și revin asupra noțiunii de debut? Nu pot să dau o explicație coerentă și consistentă asupra împrejurării. De ce nu am debutat în orașul care m-a adoptat acum 70 de ani? Am 77 de ani și la 7 ani am venit în Telorman și orașul m-a adoptat. Aici am crescut, aici m-am școlit, aici am iubit, aici am întâlnit familie, aici am profesat, aici sunt pensionat și sunt lângă dumneavoastră. Ei, deci nu pot să intru, pentru că nu am explicația de ce n-am debutat. Aș avea o, dar e de natură atât de subiectivă, încât nu cred eu că e cazul să întărâtăm aici spiritul. Și romanul a fost Ca floarea câmpului, lansat la Domnești de Argeș, localitate binecuvântată de Dumnezeu, cu oameni de o factură specială, rasă de munteni, aflat la jumătatea distanței dintre Muntele Argeș și Câmpul Mușcel. A fost foarte bine primit și mai ales a fost lansat într-o zi de înălțare, în anul 2006, deci acum 10 ani. Tot într-un mai a căzut. Se pare că mai e luna mea foastră. Mai fac o paranteză, aici o să fiu greu de urmărit,
pentru că nefiind bună matematică, niciodată n-am știut care din paranteze destrag mai întâi, aia mare, aia breată, aia curbă, nu știu. Și atunci revin, iar plec, iar desfac altă paranteză, așa că o să vă solicit îngăduință și nițic atenție ca să vedeți totuși că firul discuției ar avea o logică. La acea lansare a participat ministrul Iorgulescu, a participat Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu, fica unui personaj central din roman, pentru că romanul, între altele, se ocupa de rezistența din munți, este vorba de Nucșoara,